Îți dai seama ce pervers trebuie să fii când ajungi. Deci tu ai în tine tot, tot, tot și la un moment dat ești trezit spiritual. Și cât de... Vai, nici nu vreau să mă gândesc. Și fiecare om e foarte pervers la ale lui în sensul... toate sensurile. Și când te simți gustul vieții și înțelegi că eu tot auzeam, viața e un joc, viața e un joc, cum joci, cum accepti, cum te bagi, cum... Și ziceam, domnule, nu, eu m-am trezit spiritual, eu sunt sinceră de la până la, eu sunt adevărată, eu simt, eu... Și da, sunt toate astea până ajungi la un punct când începi să simți plăcerea a tot ce se întâmplă și tot ce ți se oferă pe tavă. E un fel de... Te bagi? Ești ca un fel de... viața e ca... e fantastic! E ca un fantastic și e minunată dacă ajungi acolo. Ai de trecut prin ce ai de trecut și e adevărat, nu fiecare ajunge. Pentru că e foarte puternic și e între viață și moarte, e foarte puternic. Ca să sari dincolo, să ai o libertate, să vezi altfel lucrurile și să te simți viața egal cu un cazino. Câștigi sau nu câștigi, dar e despre altceva de a câștiga. E totul înăuntru tău și e totul și cheful de viață. Acum de-abia, eu ziceam cu ani în urmă, nu. Ai fost pe Survivor. Adică ai... Da? Și acum de-abia ți se deschide ceva. Wow! Tot ce se întâmplă în viață, le vezi altfel acum. Sunt ca niște... îți vine pe tavă și te întreabă, te bagi? Pui pe asta tot ce ai? Ca și energie, ca și stare, ca și... Pui pe... Ca în casino, la jocuri. Eu nu am fost niciodată, dar din câte am văzut în filme și cât înțeleg eu. Și pui pe calul ăla care crezi tu că ajunge primul la... E ca un azart. Acum treci la alt nivel. Ți se oferă pe tavă azartul. Hazardul. Și descurcă-te. Da? Cât energie dai, cât nu, vezi dintr-o parte imediat, despre asta e vorba și nu te bagi, sau îți place, vrei să te bagi și să pierzi din ce e al tău energetic, numai ca să înțelegi niște lucruri. Foarte interesant, fantastic.